Am să vă invit să vă ridicați și aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum îl găsim scris la 2 Timotei, capitolul 3, și aș vrea să citim câteva versete. 2 Timotei, capitolul 3. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudoroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, cleveditori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femei ușuratice, îngreunate de păcat și frământate de feluite pofte, care întotdeauna învață și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștința adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ceea ce privește credința. Dar nu vor mai înta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listria. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Amin. Vă rog să supați locurile. Este o bucurie pentru noi să fim împreună cu voi în această seară. Și de obicei, când mergi la o biserică sau la o seară de tinerit, ai marele avantaj al surprizei. Adică nimeni nu știe despre ce vei vorbi. Și poți să faci o introducere foarte interesantă și oamenii stau și se gândesc la introducerea ta. În cazul din seara aceasta, voi deja știți tema mesajului. A fost anunțată. Și vreau să vă asigur că scopul meu în seara aceasta nu este atât de mult să vă predic sau să vă spun ideile mele, cu toate că o voi face pe baza cuvântului Dumnezeu. Ce aș vrea să fac în seara aceasta este să vă fac să vă gândiți. Ba mai mult de atâta, scopul meu din seara aceasta este să vă îndemn să faceți niște decizii, niște hotărâri. Nu știu cum stați cu capitolul acesta. Probabil că sunt unele fete aici care spun: frate, mă bucur că în sfârșit este un băiat în biserică care de ani de zile și tot încerc să-i spun una și alta, să facă și el o decizie și o hotărâre și tot împinge și tot împinge. Alții s-ar putea să spuneți: frate, eu am făcut o grămadă de hotărâri. Hotărârea mea este să fiu nehotărât constant. Ăsta sunt eu. Cuvântul meu preferat este: las că vedem. O fi cumva. O fi și cu mine cum e cu ceilalți. Ce vreau să vă spun în seara aceasta este că nu aveți încotro. Cei mai mulți dintre voi aici sunteți undeva între vârsta de 15 ani până la 25, poate 30. Și nu știu dacă vă dați seama, dar la această vârstă aveți de făcut cele mai mari hotărâri ale vieții voastre. Ba mai mult de atât, ce vreau să vă spun este că aceste hotărâri se vor face în viața voastră, fie că voi le conștientizați sau nu. De aceea am ales 4 domenii la care vreau să vă gândiți și pe care aș dori să le studiem din cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce părere are Biblia despre aceste hotărâri pe care trebuie să le facem. În primul și în primul rând, aș vrea să vă gândiți în seara aceasta pe cine vreți să slujiți. Da, știu, o să spuneți: frate, suntem la biserică, deja e rezolvată. Nu chiar. Aș vrea să vă gândiți foarte serios și să faceți o hotărâre din inima voastră vis-a-vis de cine vreți să slujiți. Numărul 2, aș vrea să vă gândiți la cariera voastră. Din nou, s-ar putea să fie o temă controversată, să spuneți: frate, e o seară de tineret, acolo, la economie, la management, vorbește cu ăia despre carieră. Noi suntem oameni duhovnicești. Ce are Biblia a face și ce are lucrurile spirituale de a face cu cariera? Foarte mult. Nu știu dacă știți, în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos, pe lângă subiectul mântuirii și a doi sale veniri, a vorbit cel mai mult despre bani. Da. Și uitați-vă, ne este greu în biserică, parcă cineva a fluierat când a spus bani.
Frate, nu, noi suntem oameni duhovnicești. Cuvântul lui Dumnezeu are un cuvânt de spus vis-a-vis de cariera voastră. Și hotărârea pe care o luați vis-a-vis de carieră este și ar trebui să fie o hotărâre spirituală. Subiectul numărul 3, subiectul căsătoriei. Și iarăși unii spuneți, da frate, încă nu ne-a sosit vremea, așteptăm, unii dintre băieți cântă, Doamne bun și îndurător, ajută-mă să mă însor, cât de repede. Cuvântul lui Dumnezeu are un cuvânt de spus vis-a-vis de căsătorie. Și o să vedem în seara aceasta că de fapt problema nu este doar să alegi persoana potrivită, ci problema esențială este să devii persoana potrivită. Pentru că oamenii au impresia, domnule, dacă găsesc un fraier sau o fraieră, îi convinc să se căsătorească cu mine, nu trebuie să știe totul despre mine și obiceiurile mele și totul, totul e rezolvat. Numai să o aduc până sus la altar și de acolo încolo problema e rezolvată. Nu e adevărat. De acolo încolo începe problema. Știți cartea faimoasă, după fiecare nuntă începe o căsnicie. Și dacă vrei să faci o hotărâre, hotărârea nu este neapărat cu cine să te căsătorești, cu asta că este foarte importantă, ci hotărârea este cine ești tu, cine vrei să devii. Și al patrulea subiect foarte controversat pe care vreau să-l discut este subiectul emigrației. Și motivul pentru care trebuie să discutăm despre emigrație este pentru că trăim în România în anul 2014 și fără dar și poate, generația voastră este confruntată cu această hotărâre. Să emigrezi sau nu? Îi păcat să emigrezi sau nu? Este emigrația o trădare de țară? Este un fel de lașitate? Sau este emigrarea o chemare? Un lucru pe care Dumnezeu îl poate folosi? Vreau să ne uităm în această seară, dacă timpul ne ajută, la fiecare din aceste patru mari domenii și ce are cuvântul lui Dumnezeu de spus despre slujirea voastră? Ce are cuvântul lui Dumnezeu de spus despre cariera voastră, despre familia voastră și despre emigrație? Haideți să ne apucăm de treabă și dacă timpul ne permite, la sfârșit aș dori să lăsăm un 10-15 minute pentru întrebări și răspunsuri și aș dori să fiți foarte operativ. De obicei ce prefer este să scrieți un bilețel, să-l trimiteți în față, în așa fel încât la sfârșit să avem timpul ăsta. Dacă timpul nu ne permite, aștept întrebările voastre pe e-mail. Vă rog frumos să le trimiteți. Adresa noastră este pe site-ul Universității Emanuel, sebastianvăduva@emanuel.ro, sau puteți să o cereți de la oricare dintre studenți de aici și vă vor da și mi-ar place să dialogăm pe tema aceasta. Slujire. Slujire. Pe cine vei sluji? Foarte interesant, în urmă cu 20 de ani, o decizie pe care un tânăr sau o tânără care creștea în biserică trebuia să o facă este voi rămâne în biserică sau nu? Și era hotărârea aceasta, dacă rămân în biserică, voi rămâne un om pocăit, dacă mă duc în lume, mă duc în lume. Interesant, generația voastră, generația noastră nu mai face hotărârea asta. Ceea ce se întâmplă la ora actuală este faptul că oamenii încep să-și facă biserică după plăcerile lor. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit ce se întâmplă la ora actuală în lumea catolică? Vreau să vă spun că lumea catolică este într-o frământare incredibilă. Și asta datorită faptului că există o tendință incredibilă, o dorință nemaipomenită spre așa zisa libertate. Și ispita, prima ispită cu care va trebui să vă confruntați fiecare dintre voi în viața voastră personală, spirituală, este ce înseamnă să fiu liber. Pentru că fiecare dintre voi vei spune, domnule, nu mai vreau să fiu constrâns. M-am săturat de o biserică care îmi pretinde să mă duc acoperită pe cap, să mă duc îmbrăcat decent, să mă duc la biserică cu tare și cu tare și cu tare și va exista o presiune incredibilă pe oameni care vor veni și vă vor promite slobozenie, libertate. Nu am timp să intru acum, dar dacă citiți acasă, și asta este temă de casă, 2 Petru capitolul 2, veți vedea că una dintre trăsăturile esențiale a prorocilor mincinoși este faptul că promit libertate. Dom'le, vrei să fii liber? Hai cu mine! Dacă vă uitați la ispitirea diavolului din grădina Edenului, a fost exact aceeași. Vrei să fii liber? Vrei să nu mai fii constrâns de Dumnezeu și regulile Lui și faptul că n-ai voie să te atingi de pom și să mănânci? Hai cu mine! Și este o ispită incredibilă și o capcană nemaipomenită pentru tineri care caută libertate. Tineri care distorsionează cuvântul lui Dumnezeu în numele libertății.
În numele sentimentalismului. How can it be wrong if it feels so right? Dom'le, eu mă simt bine. Dom'le, mie îmi place. Nu contează că nu e adevărat. Cum poate un Dumnezeu bun să-și trimită oamenii în iad? Nu cred în chestia asta. Și există această ideologie, această teologie care ne va mușca pe fiecare dintre noi. Care ne va ispiti pe fiecare dintre noi. Am avut șansa în viață să trăiesc 14 ani în Statele Unite, 15 ani în America și am văzut ce s-a întâmplat cu creștinismul american. Ce s-a întâmplat cu o țară creștină care încetul cu încetul a făcut această mișcare pe stânga în numele libertății. În urmă cu ceva vreme, într-o biserică, din păcate românească, s-a întâmplat chestia asta, era o întrunire de tineri, după seara de tineret, și s-au dus unul la ceilalți și una dintre fetele de acolo a pus ochii pe unul dintre băieți și i-a făcut ochiul și să stau să povestească, să se uite la un film și povestea lungă, scurtă, au căzut în păcat. Au căzut în păcat și au curvit. Și a doua zi dimineața, fata i-a dat ca și cadou o Biblie. Ce experiență spirituală au avut ei? Ce trăire nemaipomenită? Râdeți, dar avem tot mai mulți oameni cu această gândire drăcească. Acești oameni care în numele libertății își fac o nouă religie, își caută învățători, aleg o spiritualitate care nu are absolut niciun fel de putere. Hotărârea pe care va trebui să o faceți fiecare dintre voi este dacă credeți cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, da și amin. Dacă vă veți însuși valorile Scripturii. Unii dintre voi spuneți dacă sunt valorile părinților mei. Dacă sunt valorile Bibliei, valorile părinților voștri, însușiți-vi-le. Dar sunt valorile Bibliei și este hotărârea pe care va trebui să o faceți fiecare dintre voi. Unii dintre voi veți pleca din România și veți vedea ce mare este ispita când pleci în afară. Mai ales când te duci într-o țară dezvoltată, precum Anglia sau America, și spui, domnule, dar ei sunt cei care ne-au dat teologia. Ei ne-au dat învățătura, creștinismul a venit de la ei. Și să-ți dai seama că ei, ca și biserică, s-au depărtat foarte, foarte departe. Libertatea, o ispită foarte mare. A doua ispită cu care veți fi confruntați în viața voastră spirituală va fi materialismul. Dacă generația părinților noștri au avut de a face cu persecuția, noi avem de a face cu materialismul. Noi avem de a face cu un stil de viață extraordinar de bun. Este stilul de viață pe care Hollywood ni-l vinde. Care ne spune, domnule, să ai o mașină frumoasă, să ai o casă frumoasă, să ai haine frumoase, să poți să călătorești. De fapt, asta este esența vieții. Și există o teologie a prosperității care spune, Dumnezeu nu se poate să te vrea sărac. Dumnezeu nu se poate să nu te vrea în bunăstare, să ai tot ceea ce trebuie. Din păcate, oamenii respectivi se pare că nu citesc Biblia. Pentru că mulți dintre oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu, l-au slujit pe Dumnezeu în sărăcie, în lipsuri. Și nu există o corelare directă între binecuvântarea lui Dumnezeu și bunăstarea materială. Dar, din păcate, generația voastră, generația noastră, va fi foarte ispitită cu acest materialism, cu această plăcere. Frate, e ceva greșit să-mi fac și eu un concediu în Austria? Nu. Nu e nimic greșit. Frate, ceva greșit să am și o mașină germană? Nu-i nimic a greșit cu chestia asta. Întrebarea este dacă acele lucruri devin idolii tăi. Cum vei reacționa atunci când nu-ți vei mai putea permite un concediu în Austria? Când îți vei pierde banii de mașină? Alegerea pe care va trebui să o faceți fiecare dintre voi este ce fel de pocăiți veți fi. Ce fel de creștini veți fi. Ce fel de slujire veți avea. Veți fi creștini după Scriptură sau veți fi creștini după mersul lumii din jurul vostru? Și credeți-mă, veți găsi nenumărați învățători mincinoși, nenumărate biserici, nenumărați amăgitori care să vină la voi să vă promită libertate, să vă promită prosperitate, să vă spună că de fapt asta este esența creștinismului, să ai o viață bună, a good lifestyle. Mă rog lui Dumnezeu să faceți hotărârea să rămâneți lângă Scriptură. Nu-i prea devreme. Nu sunteți prea tineri, nu sunteți imaturi să faceți o hotărâre și să spuneți prioritatea mea numărul unu este Biblia. Prioritatea mea numărul unu este dragostea de Iisus Hristos. Pocăința pe care eu o vreau este pocăința biblică.
Nu neapărat o pocăință care mă face să mă simt bine, nu neapărat o pocăință care îmi dă tot felul de libertăți, ci o pocăință care face bine Duhului meu. Nu neapărat firii mele pământești. A doua hotărâre pe care trebuie să o faceți. A doua hotărâre este vis-a-vis de carieră. Și probabil că unii dintre voi vă uitați la mine și spuneți, frate, dar ce are de a face cariera cu Scriptura? De ce să vorbim în biserică despre carieră? Tristețea mea este că nu se vorbește suficient de mult despre carieră în biserică. Pentru că nu știu dacă vă dați seama, cariera este pentru fiecare dintre noi platforma noastră de evangelizare. Noi suntem chemați, ca și pocăiți, ca și creștini, să fim niște evangheliști, să fim sare și lumină. Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, ne-a spus, menirea voastră în lumea aceasta este să luminați, să sărați. Și știți unde suntem cel mai bine poziționați să sărăm, nu? În cariera noastră. Din nefericire, văd foarte mulți oameni și din păcate văd foarte mulți tineri care își iau cariera ca și o chestie de apucat. E un fel de loc de muncă, un fel de job. Îmi place că a ajuns și în România cuvântul ăsta american, job. Am un job, ce faci? Spăl vase. Ce faci? Păi bat cuie. Ce faci? Și eu acolo, frizer. Și există această mentalitate că, de fapt, jobul nostru e o chestie îngrozitoare pe care o fac ca să ajung la weekend. De fapt, obiectivul meu este să ajung la concediu, nu? Scopul meu este să fie vacanța de Crăciun și o vezi chestia asta cel mai bine, iertați-mă, vă rog frumos, știu că se transmite live în alte părți, o vezi cel mai bine chestia asta la cei care emigrează. Dom'le, mă duc în Italia, muncesc absolut oriunde, fac absolut orice, sunt gata să trăiesc ca și vai și amar, dar ce mă ține pe mine în viață sunt alea două săptămâni când mă duc înapoi acasă. Dom'le, închiriez o mașină din aia așa nemaipomenită să rup gura satului. Și în special băieții fac chestia asta. Mă duc, domnule, și în două săptămâni în ăsta de Crăciun, toate fetele din biserică sau toate fetele din sat o să fie date pe spate când o să vadă ce mașină am, când o să vadă ce haine am și nu-i nicio problemă că în tot timpul anului eu trăiesc o viață de câine, alea două săptămâni în care o să fiu regele satului meu, merită. Nu știu de ce avem această ideologie, această mentalitate vis-a-vis de locul nostru de muncă. Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun chestia asta pentru că unii cred că munca e un blestem. Cuvântul lui Dumnezeu când l-a creat pe om și l-a pus în grădina Edenului, i-a dat de lucru. Noi am fost creați ca să muncim. Munca ne înnobilează. Munca nu este un rău necesar pe care trebuie să-l faci ca să ajungem la weekend, ca să ne putem plăti factura de gaz sau să putem pune motorine în mașină sau să ne cumpărăm mâncare. Nu! Munca este platforma prin care noi dăm slavă lui Dumnezeu. Cel mai bun exemplu pe care vă îndemn să-l citiți acasă, și notați-vă chestia asta, este exemplul lui Daniel. De fapt, Daniel este inspirația pentru motoul universității noastre. Universitatea noastră are ca și moto integritate și excelență. Integritatea o sustragem din Daniel capitolul 1 cu 8. Și este acel verset în care spune Daniel a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Să fie sfânt, să fie pus deoparte, să fie deosebit. Dar Daniel capitolul 1 are și versetul 20 și 21. Și în acele versete spune cuvântul lui Dumnezeu că în toate lucrurile pe care Nebucarnețar, împăratul, l-a întrebat pe Daniel, Daniel era de 10 ori mai destoinic decât toți colegii lui. Daniel a fost un carierist convins. Daniel a fost un administrator public nemaipomenit. Când s-a dus împăratul Nebucarnețar la el, vreau să vă spun că nu l-a întrebat cântării care se cântau la Ierusalim, nu l-a întrebat despre ritualul care se făcea la templu, nu, s-a dus la el cu niște probleme foarte practice și pragmatice și a spus, Daniel, avem probleme în împărăție, trebuie să construim șosele, trebuie să aducem canalizare. Daniel, trebuie să ridicăm taxe pentru armată. Daniel, trebuie să rezolvăm cu tare chestie, trebuie să clădim cu tare clădire, tu cum ai face-o? Și în acele lucruri Daniel a fost de 10 ori mai bun ca toți colegii lui.
Nu știu de ce, și vă rog frumos să mă iertați, probabil că nu-i valabil la Biserica Speranța, dar există această atitudine în mulți pocăiți în care munca e o chestie de da, mântuia, las că ai bine, las. Nu știu de ce între pocăiți există această vorbă și am auzit-o foarte des. Băi, dacă îți faci casă sau dacă ai nevoie cineva să-ți repare mașina, te rog frumos, nu cu pocăiții. Nu cu pocăiții. Cel mai bine îți găsești un meșter maghiar. Dacă în jură nu-i problemă, dar măi, ăștia știu, fac treabă. Dom'le, e chestie nemaipomenită, dar cu pocăiții nu. Nu știu de ce în ADN-ul nostru nu avem această excelență biblică. Excelența pe care Cuvântul Lui Dumnezeu ne-o spune. Și observația mea este că cei mai mulți dintre noi hotărâm ca cariera noastră să fie un lucru de apucat. Și ce vrei să faci? Păi, nu știu, poate îmi găsește maică-mea ceva de lucru la primărie. Păi, nu știu, vorbesc eu cu unchiul meu, mi-a spus că la ei la fabrică se angajează și, na, acum ce or face, restul or face și eu. Păi, nu știu, m-am dus la nu știu ce universitate și am făcut nu știu ce studiu, da, păi, știi tu cum e. Și vezi o delăsare incredibilă vis-a-vis de carieră. Dragi tineri, ascultați-mă cu mare atenție. Cariera voastră este amvonul vostru. 90% dintre voi nu veți fi niciodată la amvon să predicați. Dar veți fi zilnic la locul de muncă. Veți fi înconjurat de oameni pocăiți care se vor uita la voi și primul lucru nu va fi să audă rugăciunea voastră sau mărturia voastră sau evangelizarea voastră. Primul lucru care va izbi va fi calitatea muncii voastre. Se vor uita la voi și vor spune ce meserie știi, cât de bun ești. Ești programator? Hai să te văd. Ești asistentă? Hai să te văd. Ești inginer? Hai să văd la ce ești bun. Și dacă tu ești vai de capul și de zilele tale, vreau să vă spun că oamenii nu vor respecta absolut deloc. Absolut deloc. Și motivul este că primul lucru, ca și amvon al nostru, este cariera noastră. Dumnezeu vrea ca noi să avem o carieră care să dea lui cinste. Întrebarea este, ce înseamnă o carieră potrivită? Frate Sebi, cum o găsesc? Trei principii vis-a-vis de carieră. Când îți alegi cariera, în primul și în primul trebuie să găsești ceva pentru care ești făcut, pentru care ai o oarecare inclinație. Când te gândești încotro vrei să mergi, ai grijă să te duci într-o direcție pentru care ai o oarecare înzestrare. Nu te duci în ceva în care n-ai absolut niciun fel de înzestrare. Eu am vorbit cu cineva odată și le explicam că vreau să fiu profesor universitar și el mai înglumă, mai serios, zice, mă, Sebi, tu ai față de radio, stai liniștit, nu ești tu de profesor. Asigură-te că ai o înzestrare naturală, că ai ceva acolo în direcția respectivă, că îți place. Al doilea lucru care este foarte important, asigură-te că respectivul lucru care ți-l place poate fi profitabil. Și aici, în special, mare grijă liceenilor, vă rog frumos să faceți distinția între carieră și hobby. Sunt foarte mulți care spun, domnule, hobby-ul meu va deveni cariera mea. Mie îmi place să-mi plătesc flori, ca urmare voi deveni nu știu ce în direcția respectivă. Trebuie să există și o oarecare găselniță pe piață pentru abilitatea ta. Trebuie să existe o piață, cineva să fie disponibil. Și al treilea principiu este, trebuie să fie profitabil. Deci, unul, trebuie să ai o inclinație în direcția asta, trebuie să fie profitabil și al treilea lucru, trebuie să existe o piață. Cineva trebuie să-și dorească lucrul ăsta. Ca urmare, gândiți-vă într-un mod foarte, foarte serios vis-a-vis de cariera voastră, de direcția în care vreți să mergeți. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun în dreptul carierei este, aveți mare grijă la școala pe care o alegeți. Și aici știu că o să spuneți, frate Sebi, știam, dați-i drumul, avem nevoie de o reclamă 30 de secunde, spuneți că Universitatea Emanuel în sus și în jos, nu vreau să spun chestia asta. Ce vreau să vă spun este, aveți foarte mare grijă, pentru că din nefericire, în România, în secolul 21, învățământul înșală pe mulți. Aveți mare grijă. În niciun caz nu vă spun că Universitatea Emanuel este o universitate desăvârșită. Dar ceea ce vreau să vă spun este că sunt foarte mulți oameni care sunt înșelați. Și cred că știți și voi.
care s-au înscris într-o universitate și în acea universitate respectivul s-a dus la cursul și nu prea s-a dus și lor trecut ăștia că or trebui să-l treacă și o trecut săracul prin școală ca și gâsca prin apă. Și-au avut parte de tot felul de abuzuri, și-au avut parte de tot felul de bătăi de joc, și-au avut parte de tot felul de oameni și tot felul de profesori. Și din nefericire, cuvântul de student la ora actuală în România este un cuvânt pervertit. În urmă cu 20-30 de ani, când spuneai că cineva e student, însemna că respectivul studiază, că citește, că stă în bibliotecă, că se informează. Astăzi când spui că cineva e student, spui că e petrecăreț. Dacă vă uitați pe site-urile de știri și așa mai departe, studenții se ia care se duc la toate petrecerile, că doar ei au timp. N-au ce face altceva. Și la ora actuală, în România, ai studenți care sunt înscriși la 2 sau 3 facultăți, care își mituiesc profesorii pentru taxe, pentru tot felul de alte chestii, și se înșală pe ei și înșală și pe cei din jurul lor. Discut cu foarte mulți părinți care stau săracii cu inima sinceră, deschisă și spun: domnule, nu știi cât de mult mă străduiesc ca să-mi țin copilul la școală. Și după aceea, la câteva săptămâni, le întâlnesc copilul. Undeva pierdut de lume, numai de școală nu-i arde. Aveți foarte mare grijă, pentru că există ispita înșelării. De aceea, ceea ce vă spun este: cariera voastră necesită pregătire, pregătiți-vă. Nu vă jucați, nu pierdeți vremea, nu vă înșelați. Trecând printr-o școală ca și gâsca prin apă, sau alții care spun: domnule, eu n-am nevoie de școală. Ba da, aveți. Școala este cea care vă pregătește pentru o carieră unde să aveți o platformă din care să puteți evangheliza și din care să puteți să vă întrețineți. Faceți o hotărâre vis-a-vis de cariera voastră. Hotărâți-vă să aveți o carieră serioasă, nu găsiți vinovați în dreapta sau stânga, nu dați vina pe cutare sau pe cutare sau pe cutare, cariera este responsabilitatea voastră. Al treilea domeniu care trebuie să-l hotărâți este vis-a-vis de căsătorie. Și aici ar trebui să fie cel mai ușor. Aici oamenii au impresia că, de fapt, tot ceea ce înseamnă căsătoria este să-ți găsești partenerul potrivit. Și într-o seară de tineret ca și asta, cu siguranță că unii dintre voi vă gândiți și la acest aspect. Și nu e un lucru rău. Mă duc la seara de tineret, cine știe, poate că voi întâlni pe viitorul meu soț sau pe viitoarea mea soție. Ce vreau să vă spun este: aveți foarte mare grijă nu cumva să puneți căruța înaintea calului. Aveți foarte mare grijă, pentru că hotărârea de căsătorie este, fără dar și poate, cea mai nerevocabilă. Adică nu te mai poți întoarce înapoi. Odată ce ai intrat pe drumul căsătoriei, odată ce ai făcut un legământ, nu mai există cale de întoarcere. De aceea asigurați-vă că în domeniul căsătoriei, în primul și în primul rând, căsătoria o faceți în voia lui Dumnezeu, sub călăuzirea lui Dumnezeu. Și oamenii spun: bine, bine, frate, dar eu vreau să aflu voia lui Dumnezeu. Eu vreau ca Dumnezeu să vină într-un vis, vreau ca Dumnezeu să vină la mine într-un mod spectacular și să-mi spună exact cu cine trebuie să mă căsătoresc. Pentru unii Dumnezeu face lucrul ăsta, dar vreau să spun că pentru cei mai mulți dintre noi nu face. Pentru cei mai mulți dintre noi, căsătoria implică un proces. Și cuvântul lui Dumnezeu numește acest proces proces de sfințenie. Ce are căsătoria cu sfințenia? Totul. Totul. Trebuie să vă întoarceți înapoi și să vă gândiți cine este de fapt arhitectul căsătoriei. Arhitectul căsătoriei este Dumnezeu. Vreau să spun că căsătoria nu a fost o invenție omenească. Nu noi oamenii ne-au venit într-o zi și să spune: băi, ar trebui să ne căsătorim, că știi cum este. Nu, nu, nu. Dumnezeu este Cel care a spus: nu este bine ca omul să fie singur. De ce credeți că Dumnezeu a venit cu această invenție nemaipomenită, numită căsătoria? De ce Dumnezeu a îngăduit căsătoria, locul unde ai cele mai mari împliniri din viață și, în egală măsură, poți avea cele mai mari frustrări? De ce? Haideți ca să n-adormiți. De ce credeți că a îngăduit Dumnezeu căsătoria? De ce a hărăzit-o? De ce a gândit-o în mintea Lui? Ce ziceți?
Studenții din anul 2. Voi sunteți mai de acasă pentru mine. Ce ziceți, Mihai? Ordinea. Da? Trăbă, sfințirea, nu? Slava lui Dumnezeu. Da, se vede că ești anul 3. Felicitări. Dacă citiți Efeseni capitolul 5, vedeți că de fapt căsătoria a fost o rânduită de Dumnezeu pentru ca să oglindească slava Lui pe pământ. Nicăieri nu ești testat mai mult decât în căsnicie. Nicăieri nu ai abilitatea să oglindești slava Lui Dumnezeu mai mult decât în căsătorie. Tocmai de aceea, de exemplu, regula pentru cineva care poate să fie un lider în biserică sunt lucruri care sunt legate de ce se întâmplă în viața de familie. Dacă ai succes acolo, te califici ca să conduci biserica. Dacă falimentezi acolo, nu poți să conduci biserica. Pentru că acolo este testul cel mai mare. De aceea principiul pe care vreau să vi-l las este nu atât de mult să vă gândiți cu cine vă veți căsători, cu toate că e o decizie importantă, ci decizia cea mai importantă este ce fel de persoană veți fi când vă veți căsători. Cum vă puteți pregăti de acum până atunci? Cum vă puteți pregăti, în primul și în primul rând, din punct de vedere spiritual? Când vă gândiți, gândiți-vă că Dumnezeu este Cel care șade sus și Dumnezeu este Cel care cuplează tinerii unul cu celălalt. Și puneți-vă, vă rog, frumos următoarea întrebare. Cu cine m-ar cupla Dumnezeu pe mine, așa cum sunt eu acum? Cine m-ar merita pe mine? Sau pe cine aș merita eu? În stadiul în care sunt eu acum, în nivelul meu, în caracterul meu creștin, cu cine m-ar cupla Dumnezeu? Și munca tinerilor înainte de căsătorie este să se pregătească. Să se pregătească, să se sfințească, și asta are de face cu caracterul creștin, asta are de face cu cariera pe care o au, asta are de face cu slujirea pe care o fac în biserică, cu toate domeniile care îi pot pregăti pentru căsătorie. Căsătoria înseamnă altruism, înseamnă dragoste, înseamnă dedicare. Citiți 1 Corinteni capitolul 13, care este o descriere perfectă la lucrurile de care ai nevoie, la dragostea de care ai nevoie pentru a fi pregătit să te căsătorești. Ultimul lucru pe care vreau să-l vi las în seara aceasta este hotărârea vis-a-vis de emigrare. Și aici chiar că am nevoie de ajutorul vostru, intrăm în partea cu întrebări și răspunsuri. Ce ziceți? E păcat să emigrezi sau nu? Ce ziceți? E păcat să emigrezi sau nu? Am primit deja un nu hotărât acolo în spate. Felicitări. Altcineva? Ia să văd. Ridicare de mână. Câți dintre voi credeți că e un păcat să emigrezi? Mâna sus. Li frică. Okay. Presupunem că restul nu credeți că e păcat să emigrezi, corect? Da? Intuiția mea este că cei mai mulți dintre voi nu v-ați va gândi la chestia asta. Intuiția mea este că cei mai mulți dintre voi n-ați stat vreodată să vă gândiți printr-un proces logic și să spuneți, oare Dumnezeu vrea să emigrezi sau nu? Ceea ce observ eu este că cei mai mulți oameni care o fac accidental. Băi, am primit un telefon, mi-au spus că este loc de muncă, hop, și eu. Hai că o facem și noi. Și oamenii nu se gândesc din perspectiva aceasta, are cuvântul lui Dumnezeu ceva de spus vis-a-vis de emigrație? Și răspunsul este da. Acum aș vrea să vă dau trei dimensiuni care sunt importante la emigrație. Prima dimensiune este cea care este cea mai evidentă, cea care ne izbește pe fiecare dintre noi, este dimensiunea economică. Oricine care emigrează, fie că o spune, fie că nu o spune, are o componentă de motivare economică. Nu mi-am găsit un loc de muncă în România, ca urmare mă duc în străinătate pentru că acolo se plătește mai bine. Aici în România am avut o slujbă care îmi dădea 1000 de lei pe lună, acolo m-am dus și am o slujbă unde am 1000 de euro pe lună, de 4 ori mai mult. Există o componentă economică și aveți foarte mare grijă. Componenta aceasta economică nu e una păcătoasă, dar poate deveni una păcătoasă. De aceea vă rog frumos să vă notați și citiți cu foarte mare atenție ultimul capitol din 1 Timotei. 1 Timotei, capitolul 6. Pentru că acolo Pavel vorbește despre lăcomie. Și acolo vorbește despre faptul că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.
Și vă rog frumos să priviți cum cercul se închide de la ispita mare a generației noastre, care este materialismul, și îl încheiem cu emigrația. Și de fapt emigrația este motivată de dragostea de lucruri. Eu vă spun următorul lucru și s-ar putea să nu fiți de acord cu mine. Dacă singurul motiv pentru care emigrezi este un motiv economic, cred că păcătuiești. Repet, dacă singurul motiv pentru care emigrezi este unul economic, cred că păcătuiești. Pentru că sunt și alte dimensiuni. Și din nefericire, și vă spun ca unul care am trăit 15 ani în Statele Unite, din nefericire celelalte două dimensiuni ale emigrației, cei mai mulți oameni nici nu se gândesc la ele. Și există dimensiunea socială și există dimensiunea spirituală. Cei mai mulți oameni se gândesc la partea economică. Dom'le, mă duc pentru că acolo e viață mai bună. Vă spun, am slujit timp de 3 ani de zile ca și președinte a Asociației Tineretului din Statele Unite și Canada. Ne-am izbit de toate problemele lumii și pământului, probleme de limbă, probleme de servicii în două limbi și așa mai departe. Ceea ce am văzut au fost nenumărat de mulți părinți care au venit la mine și mi-au spus: frate Sebi, am fugit din România, am trecut prin tot felul de chestii, am stat în lagăre în Iugoslavia, să fie bine copiilor noștri. Și astăzi copiii noștri sunt departe de Domnul. Ne-am împrumutat ca să poată să meargă la cele mai bune universități, să poată să facă cele mai extraordinare lucruri, să fim aici în țara tuturor posibilităților. Am venit în America și ne-am pierdut copiii și sufletul. Am văzut experimentul ăsta de nenumărate ori. Am văzut lucrători, oameni care au spus: mă duc chemat de Dumnezeu să păstoresc oamenii respectivi, care n-au avut harul lui Dumnezeu. De aceea, când vă gândiți la emigrație, vă rog frumos să vă gândiți la toate trei dimensiunile. Numărul 1, economic. Nu-i un păcat să-ți dorești un salar mai mare. Păcatul vine când îți dorești doar un salar mai mare. De aceea gândiți-vă și la aspectul social. Dacă mă voi duce în emigrația respectivă, la ce biserică mă voi duce? Ce se întâmplă în biserica respectivă? Care sunt valorile bisericii respective? Care vor fi prietenii mei în biserica respectivă? În comunitatea respectivă, ce fel de viață socială voi avea? Voi fi influențat în bine sau voi fi influențat în rău? Voi fi înconjurat de oameni care mă vor îndemna la păcate sau voi fi înconjurat la oameni care mă vor îndemna la sfințenie? Nu uitați aspectul social al emigrației. Sunt dispus să învăț o altă limbă? Azi dimineața am avut o sesiune de coaching cu un tânăr cu care lucrez, care a emigrat în Germania. Și săracul avea tot felul de complexe de vinovăție. Eram pe Skype în discuție cu el și am spus: dragul meu, ascultă-mă cu foarte mare atenție, ardeți tot ceea ce mai e în România. Dacă te-ai dus în Germania, pregătește-te să devii neamț. Pune-te cu burta pe carte și învață limba germană și obiectivul tău este să fii 100% neamț. Semi, dar nu vreau să fac chestia asta. Atunci hai înapoi. Partea tristă a emigranților este că au o criză de identitate incredibilă. Nu știu cine sunt. Nu-s nici români, nu-s nici americani, nu-s nici italieni, nu-s nici români. Și trăiesc într-o criză incredibilă datorită faptului că nu și-au făcut calculele din punct de vedere social. Ești gata să înveți limba respectivă, să ai obiceiurile oamenilor respectivi? Și al treilea aspect foarte important este aspectul spiritual. Ce se va întâmpla? Ori asta, oricine nu a fost de acord cu mine. Ce se va întâmpla cu tine din punct de vedere spiritual? Și gândiți-vă la emigrație din punct de vedere spiritual. Personal, eu văd ce se întâmplă la ora actuală în Europa ca o foarte mare oportunitate. Nu știu dacă voi știți care sunt statisticile pentru Europa. Europa la ora actuală are 500 de milioane de oameni. Din cei 500 de milioane de oameni, mai puțin de 5% din populația Europei merge la biserică. Nu vorbim aici de creștini născuți din nou care se închină lui Dumnezeu.
Am avut o experiență cumplită în anul 1999, eram student în programul de MBA și am venit în Europa pentru un tur a trei orașe, în Frankfurt, Stuttgart și Strasbourg, și am ajuns în Europa exact în Duminica Învierii. Era în aprilie, de Paști, 99, mi-am făcut o cercetare pe internet și, într-adevăr, în duminica aceea era anunțat ca cardinalul Franței, care va avea slujba, liturghia învierii, în Biserica Notre-Dame. Îmi place foarte mult istoria, am citit foarte mult chestia asta, am spus, asta e șansă unică în viață. Mă duc la Notre-Dame, domnule, catolicii știu să facă slujbă de înviere. Și m-am dus acolo dis de dimineață și, într-adevăr, când m-am dat jos de pe metrou, erau lume și pustie, mii de oameni în jur și am spus, da, măi, măcar de Paști, francezii ăștia sunt creștini. Și m-am apropiat tot mai mult și m-am uitat în dreapta și în stânga mea și vedeam că toți oamenii erau foarte relaxați, foarte liniștiți. Zic, mă, totuși, nici un pic de reverență, nici un pic de spiritualitate. Și când am intrat în biserică, am fost atât de șocat de ceea ce am văzut acolo. De fapt, toată slujba de înviere, erau 200 sau 300 de bătrânei, împreună cu cardinalul Franței, înconjurați de un gărduleț. Și el făcea slujba extraordinară și miile de oameni erau turiști, care le făceau poze ca la circ. Ăsta e creștinismul european. Interesant, știți că noi, ca și români, avem undeva la 3 milioane, 3 milioane și jumătate de români în emigrație? Și interesant, sunt foarte mulți pocăiți. În Italia, în Spania, în Franța, peste tot sunt biserici după biserici după biserici de pocăiți. Cred personal că Dumnezeu are o chemare pentru generația voastră, generația noastră, să fim misionari în Europa Occidentală. Cred că Dumnezeu a lăsat această problemă, această cursă a emigrării ca să putem sluji ca misionari. Nu cred deloc că e un păcat să emigrezi, chiar din contră, cred că unii dintre voi veți fi chemați să emigrați. Dar asigurați-vă că sunteți chemați nu ca să câștigați un trai mai bun, nu ca să vă puteți face casă în țară, ci în primul și în primul rând să evangelizați. Partea care pe mine mă întristează este că aceste biserici nu fac o slujbă de evangelizare. Nu spun toate, dar cele mai multe dintre ele nu se gândesc să iasă în afara granițelor lor ca să fie sare și lumină pentru cei din jur. Mă rog ca Dumnezeu să vă folosească pe unii dintre voi care mergeți în străinătate, care aveți această chemare de misionari. Noi la Facultatea de Management pregătim visionaries, business missionaries. Vreau să spun că acești tineri de aici nu sunt doar manageri. Acești tineri sunt misionari. Și locul lor de misiune va fi locul de muncă. Mă rog lui Dumnezeu și în ochii credinței de-abia aștept să-i văd peste 5, 10, 15 ani când vor avea propriile lor firme, când vor lucra la firme serioase sau unii dintre ei vor fi casnici acasă. Dar cu o mentalitate de misiune, cu o mentalitate de chemare, de menire, cu un mandat divin de a fi sare și lumină. Dar ce vreau să vă spun este că lucrul acesta nu se va întâmpla dacă nu faceți o hotărâre serioasă astăzi. Astăzi trebuie să hotărăști, să spui, Doamne, vreau să am o viață de misionar. Vreau să trăiesc ca și misionar la locul de muncă, vreau să mă pregătesc în direcția aceasta, vreau să fiu cel mai bun care pot să fiu în cariera mea, în primul și în primul rând vreau să rămân lângă Scriptură și în viața mea personală și individuală, vreau să fiu sfânt, vreau să rămân lângă Scriptură, vreau să-mi crucific firea pământească și vreau să-mi hrănesc firea duhovnicească. Vreau să fiu atent la carieră, vreau să fiu pregătit pentru căsătorie, vreau să fiu un soț și un preot în casă, vreau să fiu o soție bună, supusă în casă, vreau să fiu un misionar. Doamne, dacă mă vrei în România, te voi sluji în România cu tot dragul, Doamne, dacă mă chem să emigrez, o voi face nu mânat de dragoste de câștig, nu mânat de și mai mulți bani, ce o voi face ca unul care sunt conștient că mă duc acolo din motive spirituale. Mă duc în Europa, care la ora actuală este cel mai întunecat continent din punct de vedere spiritual. Și noi ca români avem graniță liberă. Putem să mergem. Vă spun ca unul care am cetățenie americană. Americanii au renunțat la Europa Occidentală.
Când vorbești cu misionarii din America, cu agențiile de misiune, tot spun același lucru. Europa de vest este cimitirul misionarilor. Dacă vrei să trimiți misionari americani să-i îngropi, îi trimiți în Italia. Și eu zâmbesc și spun, nu știți câți români avem noi acolo. N-avem nevoie de misionari americani. N-avem nevoie de misionari suedezi, n-avem nevoie de misionari care să vină din altă parte. Cred că noi, românii, avem această posibilitate. Cred din tot sufletul că ăsta este mandatul generației noastre. Cred că asta este chemarea noastră. Cred că chemarea noastră este să ne sfințim, să avem o carieră care să fie o platformă demnă de misiune, să avem familii cu care să ne putem mândri, care să oglindească slava lui Dumnezeu, ca cei din jurul nostru să uită și să spună, da, într-adevăr, ăia sunt niște oameni duhovnicești, ăia sunt niște oameni plini de Duhul Sfânt, ăia sunt niște oameni care rodesc. Și dacă Dumnezeu ne deschide ușa pentru evangelizare în emigrație, s-o facem cu chemarea ca pentru El. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. N-aveți idee cât de mult potențial aveți. N-aveți idee cât de multe posibilități aveți. Va hărzi Dumnezeu să locuiți, să vă nașteți, să trăiți în probabil cea mai bună perioadă pe care a avut-o România vreodată. Într-o țară zbuciumată, cu multe susuri și coborâșuri, eu nu cred că a existat vreme mai bună ca și perioada aceasta. O perioadă de deschidere, o perioadă de libertate, o perioadă de prosperitate. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să faceți decizii corecte. Să hotărâți, să fiți hotărâți pentru El. Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Amin.